Garda de coastă a prins un pescador turcesc care brancona în apele teritoriale ale României la 86 de kilometri distanță de localitatea Sfântul Gheorghe. Polițiștii s-au apropiat de pescador și au tras mai multe focuri de avertisment asupra navei. În loc să oprească pentru control, comandantul turc a mărit viteza și a ieșit în apele internaționale ale Mării Negre. În acel moment, nava românească a abandonat acțiunea. A informat Garda de Coastă din Turcia despre incident, care ar trebui să amendeze pescadorul la întoarcerea acasă. Pescadoarele turcești interceptate în zona economică a României nu pot fi arestate de poliția de frontieră. România are o cotă anuală de 43 de tone de calcan, din cele 2000 care se găsesc în Marea Neagră. Dar braconajul vecinilor turci mușcă și din partea care are revenit țării noastre. Un kilogram de calcan sălbatic se vinde la pescar cu 40-45 de lei, iar în magazin ajunge și la 70 de lei.